שלום, חברים יקרים, פשוט... סלוטרי דרש פייטן. אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים... דני, להסתכל שרון? אליך? שלום. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות איתכם, אנחנו בשיעור... ne-a luat prin surprindere că a început emisiunea. Suntem bucuroși că suntem cu voi, suntem la 5-a lecție. Una care mie îmi place foarte mult și sunt sigur că și lui Moshe Admoni și lui Tal. Vom începe imediat, dar vrem să vă amintim câteva lucruri despre care am vorbit. 1. Scopul creației, să beneficieze creaturile sale, să primească plăcere într-un vas nelimitat. Și din acest motiv am învățat cum creatorul s-a ascuns și chiar mai mult de atât a creat un proces care se numește spargerea vaselor și acest proces a creat o iluzie în care singurul suflet a fost separat și acum suntem într-o situație în care ne dezvoltăm înăuntru dorințe noastre de a primi și constant ne uităm după plăcere și așa mai departe. De sus în jos forțele ne activează, am vorbit mai mult în lecția despre ramură și rădăcină. Aceste legi operează într-un singur sens, operează reșimotul care este informația genetică spirituală care este înăuntru fiecăruia dintre noi în momentul în care am coborât de sus în jos și am ajuns într-o stare în care un reșimot foarte special s-a trezit în noi, se numește punctul din inimă și acum putem să-l implementăm reactivând acest reșimot, acest punct din inimă pentru a ne conecta la această singură sursă, acest vas care va fi capabil să simte creatorul cel a creat în prima ipostază. Și noi am vorbit despre faptul că acest lucru se întâmplă cu noi, dar acele scântei care sunt mai curate și mai aproape de dăruire față de esența sa se trezesc primele pe parcursul istoriei, de la Adam Rishon până în zilele noastre și Rav Lightman și noi dezvoltăm metoda. Nu pur și simplu dezvoltăm metoda, dar acționăm într-un sistem de conexiune dintre noi și facem acest lucru în așa fel încât un tip mai progresiv, mai avansat de suflete pentru ele, dorim ca să aibă toată pregătirea pentru a se urca sau a cunoaște Creatorul. Noi le dăm o cheie deosebită, limbajul ramurilor, și la nivelul nostru, studenții care încep să învețe, folosim cărțile cabalistice doar cu un singur scop. Nu pentru a fi mai deștepți sau a folosi anumite chestii astrologice. Ceea ce vreau să simt este ceea despre ce ne scriu cabaliștii în cărți. Pentru că acest lucru să fie singura motivație, singurul drive, singura trezire, pentru ca eu să simt tot ce se întâmplă cu mine pe această cale în știința Kabbalah și în tot, deoarece doar pentru aceasta suntem destinați. Mie mi s-a spus încă la lecția anterioară, așteaptă, nu povesti totul, de unde trebuie să luăm această dorință enormă și trezire, dar noi la această lecție vom vorbi despre aceasta și intenționăm să începem această lecție fără o intenție corectă. Haideți să vorbim, să vedem ce spune Rav Lightman despre ce este intenția autentică. Eu vă recomand să vă gândiți, înainte de a începe lecția, la revelarea lumilor superioare în relația dintre oameni. Și aici, între noi, acest lucru se revelează dacă eu creez un câmp de înțelegere reciprocă între mine și prieteni, când relația dintre noi este într-un mod deosebit, într-un mod special. Eu Creatorului și Creatorul mie și totul provine de la Creator.
Și acest lucru se revelează în relația dintre noi. În relația dintre noi este acel cli și ceea ce se revelează în acest cli este calitatea de dăruire și iubire, care de fapt este Creatorul, Lumina, și de aceea noi nu avem încotro să fugim, nu există loc în lumea viitoare, nu există rai, nu există iad, nu există nimic undeva după orizont sau în alte locuri. Acest lucru se revelează în îmbunătățirea relațiilor dintre oameni. Haideți să ne gândim la acest lucru, haideți să vorbim despre acest lucru. Este cel mai important lucru, noi trebuie să ne convingem că acest lucru se întâmplă anume aici, acum, între noi, și omul care s-a rupt, omul care nu a rupt legătura dintre prieteni, va reuși să reveleze această lume superioară, lumea spirituală. Și ulterior, această lume dispare. Există câteva înțelesuri a lumilor, a cuvântului lume, ascunsă, care dispare. Și eu vă rog, haideți să definim acest lucru ca un gând pentru ziua de astăzi. Așadar, despre ce vrem să vorbim astăzi este să începem să cercetăm topicul lecției, care este liberul arbitru. Există oare liber arbitru? Și dacă da, unde? Și cum îl realizăm? Și pentru această lecție ne vom concentra pe un articol foarte special. Când îl citesc pentru prima dată, am simțit fiori prin. Acest text m-a acompaniat și am simțit că ceea ce citesc este adevărul. Nu știu exact cum să explic. Pur și simplu a penetrat fiecare celulă din corpul meu. Este un articol foarte special, citim fragmente mici, dar noi vă recomandăm să-l citiți pe tot. Se numește Libertatea, de Balhaas Ulam. Deci, prieteni, de la acest articol trebuie să începem totul. După ce am discutat despre plăcere, despre rădăcină, despre căutările noastre, noi trebuie să hotărâm ceva, să luăm o decizie în viața noastră. Există o percepție că acțiunile, cuvintele, gândurile, tot ce se întâmplă în interior, tot ce se întâmplă în exterior, eu sunt liber în decizia pe care o iau și dacă tu poți face acest lucru, este minunat. Iar dacă eu nu sunt liber, atunci putem încheia acest joc, să putem încheia totul, deoarece altfel este totul organizat. Și acest articol este în mod special pentru noi, pentru cei care deținem punctul din inimă, pentru cei care au trezirea pentru căutare. Acest articol este foarte interesant. Noi vom studia mai aprofundat acest articol, după cum ne-a sfătuit Rav Lightman, unul din cei mai mari cabaliști, să intrăm cu toată intenția. Noi vrem ca Balhaas Ulam să ne ia de mână și să ne conecteze cu ceea despre ce ne povestește. Acest articol este unic. Noi dorim să simțim ceea despre ce ne vorbește Balhaas Ulam, să încercăm să ne înglobăm în aceasta și reșind din aceasta noi vom putea să atragem lumina care se întoarce la sursă. Pentru a înțelege conceptul sublim, libertatea de Îngerul Morții. Mai întâi trebuie să înțelegem conceptul de libertate așa cum este normal înțeles de întreaga umanitate.
Este un punct de vedere general că libertatea este legea naturală care se aplică tuturor formelor de viață. Așadar, vedem că animalele care cad în captivitate mor când sunt private de libertate. Așadar, providența nu acceptă sclavia niciunei creaturi. E un motiv bun pentru care umanitatea s-a străduit în ultimele sute de ani să obține libertatea individului. Totuși, acest concept exprimat în acest cuvânt, libertatea, rămâne neclar și dacă ne afundăm în înțelesul cuvântului acesta, nu va mai rămâne aproape nimic, căci în momentul în care cauți libertatea individului, trebuie să îți asumi că un individ în sine are această calitate numită libertate, adică cineva poate să acționeze în conformitate cu liberul său arbitru. Este un mare paradox ceea ce spune Balhasulam. Pe de o parte, libertatea este o lege a naturii. Și așa cum el scrie, dacă le luăm animalelor libertatea, vedem că pot intra în depresie și chiar muri. Un fenomen similar la animale captive. Iar în umanitate, de-a lungul întregii sale istorii, totdeauna a căutat libertatea, s-a luptat pentru libertate. În timpul revoluțiilor, au făcut revoluții pentru libertate. Și această întrebare este foarte încărcată. Deoarece dacă noi tânjim după libertate atât de mult și acest concept e atât de sublim și înalt pentru noi, atunci avem noi cu adevărat libertate? Adică pentru ce luptăm? Dacă suntem liberi de natura noastră, adică dorința de a primi, cu respect față de ce aleg liber? Care sunt alegerile mele? Am libertatea de a alege să fac orice aș dori? De ce ne luptăm pentru libertate? Aceasta provine din rădăcină. Dăruirea este ceea ce trebuie să facem. Dorința de a primi. De exemplu, când eu primesc forța de dăruire, depinde amit. Dar dacă în forța de dăruire, eu nu depind nimic. Și pentru ce luptăm? La fel cum ai spus și tu. Ce este alegerea? Pur și simplu vreau să fiu liber de orice. Oare aceasta este libertate? Este alegere între ce și ce adun sau aleg. Vedem că copiii își fac anumite limite, își pun anumite limite. De exemplu, copilul meu, care are 2 ani, în loc să-i spun că tu vei îmbrăca asta, eu trebuie de fiecare dată să-i propun. Ce vrei să îmbraci? Asta sau cealaltă? Și la fel spune și Balhasulam. Și libertatea în sine nu este știut dacă această calitate există în om. Este o calitate spirituală. Este calitatea acelei trepte pe care el dobândește libertatea și el scrie că omul alege metoda alegerii când dorința lui devine liberă. Liberă de ce? Haideți să clarificăm acest lucru. Avem această calitate care se numește libertate. Noi, pe parcursul vieții, eu vă amintesc vouă să mă ajutați să nu uităm de intenție și tal, să ne ajute. De ce învățăm toate aceste lucruri împreună? Este o mică întrebare. John din Anglia întreabă, unde este libertatea de alegere aici, în această lecție? Frumos. Acum, punctul de liber arbitru în această lecție este de a cerceta în timpul lecției de ce studiez. Ce vreau să obțin din această lecție? Nu vreau să spun mai multe, poate tu vrei. Clarificarea intenției. Haideți să încercăm să rămânem în această stare. În ce suntem liberi în dorința noastră de a primi? Aleg eu ce vreau, ce pot să vreau peste câteva clipe.
Sau cel puțin în ebraică și în italiană este același lucru. Am dorit, dar de unde vine această dorință? De unde vine? Care este această sursă din care provin toate aceste lucruri? De unde vin toate aceste lucruri? Deoarece sursa, eu nu dețin putere asupra sursei. Și să ascultăm ce spune Baalei Sulam, în ce constă această calitate care se numește libertatea. Odată, dacă vom analiza acțiunile omului, vom vedea că toate sunt forțate și au fost făcute din nevoie, din forțare și nu există nicio posibilitate de a alege. Și prin aceasta este asemănător cu o soluție care fierbe pe plită și nu are puterea de alegere și ea este obligată să fiarbă, deoarece atotputernicul a pus totul între două focuri, plăcere și suferință. Și animalele nu au avut nicio posibilitate de a alege decât să primească această plăcere. Și toată puterea omului deasupra animalelor este faptul că el poate vedea îndepărtare, adică să fie de acord acum cu o suferință mai mare pentru a primi ulterior o plăcere sau un folos pe care îl va primi peste o anumită perioadă de timp. Ce minunat în acest articol este cât este de direct, cât de puternic, cum Baalei Sulam explică de la o parte cortina pe toate conceptele din care noi trăim. Scrie într-o formă foarte simplă. De fapt, noi suntem ăștia, specia umană. Omul este considerat să fie, a fi un animal, cel mai evoluat dintre animale, dar ca orice alt animal, și oamenii sunt gestionați într-o manieră foarte simplă, deoarece natura noastră este dorința de a primi, adică să primim maximum de plăcere cu un efort minim. Și oamenii sunt conduși cu două forțe, una care îl împinge de la spate și alta care îl atrage din față. O forță a plăcerii și una a durerii. Asta e. Asta e ceea ce noi avem. Și într-o manieră foarte simplă, așa viața noastră este guvernată. Care este avantajul umanității deasupra celorlalte animale? Să zicem că animalele, dacă ar avea o bucată de pământ, ar găsi acolo o plăcere, nu s-ar mai mișca. Dar dacă găsesc o plăcere mai mare, toate animalele se mută pe cealaltă parte a râului și toate animalele se comportă într-un fel foarte simplu. Ființa umană, spune Baalei Sulam, că pare să noi putem să facem alegeri, să alegem o cantitate mai mare de durere pentru un bine viitor. De exemplu, eu un an întreg adun bani, efectiv mă epuizez la maxim pentru că ulterior să-mi cumpăr o casă sau un nou automobil. Sau pot să trăiesc într-o cămăruță, într-o cameră mică, să muncesc trei rânduri ca să plătesc pentru studiu, să investesc foarte mult în el și la sfârșitul acestor 7 ani o să primesc o diplomă pe care să scrie doctor și sunt pregătit să sufer 7 ani. De parcă noi am fi opuși animalelor în ceea ce spunem aici. Un câine. Dacă noi vom pune în farfuria câinelui să mănânce ceva, acest
câine, dacă este un începător, se va așeza la masă și va începe să mănânce. Va simți o palmă la ceafă și data viitoare își va planifica acțiunile sale. El de la suferință va fugi și va dori să primească plăcere. Și aparent noi nu suntem la fel. Asta e ceea ce spune, scrie Balhasulam. E o manieră simplă. Cum determinăm plăcerea? Putem să vedem că în animale plăcerea este foarte corporală, foarte clară. Și cabaliștii o numesc o plăcere animalică. Ceea ce motivează este mâncarea, dorința de reproducere, de a susține viața într-o manieră fizică. Iar pentru noi, pentru oameni, avem diferite dorințe. Am vorbit în lecțiile precedente, avem dorințe umane pentru avuție, cunoaștere și spiritualitate. Și în conformitate cu aceste dorințe putem face calcule mult mai complicate. Și să facem un schimb între durere și plăcere, într-un mod în care aceasta ne dă alegerea că avem liber arbitru. Suntem noi cei ce determină cu adevărat ce ne apare, ce ne motivează, ce ne conduce, în așa fel încât să investești 7 ani în medicină. Cu alte cuvinte, ce ne spune Balhasulam? Că noi suntem capabili să facem calcule mult mai evoluate legat de plăcerea pe care o primim. Suntem de acord să primim o anumită cantitate de suferință, dar dacă ne uităm din acest punct de vedere, noi vedem că într-un final nu există nimic decât un calcul comercial. Eu, în mod personal, consider că toată teoria jocurilor este construită pe baza acestei teorii. Adică eu trebuie să primesc o anumită cantitate de suferință în loc ca imediat acum să primesc o plăcere, deoarece eu știu, fiindcă peste o perioadă anumită de timp voi putea primi o cantitate mai mare de plăcere decât acel efort pe care trebuie să-l depun acum. Într-un final, noi ne uităm la acest calcul în totalitate și vedem că în felul acesta nu suntem cu nimic diferiți de animal, deoarece într-un final scopul este plăcerea. Adică din acest punct de vedere nu există nicio diferență între noi și animale. Lucrăm după același program. Aș fi putut să întreb o clipă. Eu sunt sigur că prietenii noștri deja și-au pus această întrebare. Să presupunem, dar eu aleg ce plăcere să primesc. Eu pot alege ce plăcere să primesc, când, cum, și acest lucru este infinit. Este o variantă infinită de alege. Haideți să urmărim un clip. Cine a planificat acest traseu? A fost un clip interesant, dar haideți să vedem despre ce ne spune Balhasulam despre acest lucru. Cum răspunde la întrebarea noastră?
Putem ne decide ce înseamnă plăcerea? Hai să vedem. Continuăm cu articolul Libertatea. Chiar determinarea tipului plăcerii și al beneficiului sunt în întregime în afara liberului arbitru al cuiva. Ci el urmărește voința celorlalți, așa cum ei doresc, nu cum vrea el. De exemplu, eu stau, mă îmbrac, vorbesc și mănânc, fac toate aceste lucruri nu pentru că vreau să stau așa sau să vorbesc în felul ăsta sau să mă îmbrac în felul ăsta sau să mănânc în felul ăsta, ci pentru că alții vor ca eu să fac aceste lucruri în felul acesta. Și totul urmează dorința și voința societății. Ascultați! Înainte să ajung aici la studio, să stau aici împreună cu voi, mi-am luat pantalonii, au două găuri în ei și tricoul verde și totuși am venit în hainele astea. Întrebarea este, am ales eu? Ralph Lightman dă exemplu despre cum i-a povestit lui Rabaș. Cel mai comod este să mergi în pijama. Este largă, simplă, aeriană. Ești așa pe stradă. Ce-ți mai lipsește? Eu aș fi mers așa. Fără nicio problemă. Ar fi fost mai plăcut să nu mă salut cu vecinii, să nu mănânc cu mâinile. Aș fi folosit aceste metode. Când am locuit în India o perioadă de timp, de exemplu, în Israel cultura este foarte tânără, iar în Europa este mai bătrână. De exemplu, în Europa i-au învățat pe oameni eticheta de comportament la masă. Iar tu vezi că după legi tu ești obligat să vorbești pe cale ocolitoare. Dar tu poți vorbi lucruri foarte groaznice, dar omul simte de parcă tu i-ai fi spus ceva minunat. Dar verificați, eu vă sfătuiesc să verificați după cum scrie Baal HaSulam, că fiecare acțiune, fiecare mișcare este condiționată de dictatura societății. La fel și teoria și economia și genetica. Oamenii creează publicitate în sursele sociale. Iar toate aceste lucruri sunt, înainte de toate, studierea comportamentului nostru și vreau să spun că le reușește de minune. Au un succes foarte mare. De fapt, mediul sunt oamenii care știu să lucreze cu mediul. Ei știu cum să construiască cultura care ne formează și învățăm asta de asemenea din rădăcini. O persoană este într-un sistem în care pare să că sunt eu și ceea ce e în afara mea. Dar pe de altă parte, dacă învățăm despre rădăcini, învățăm că nu este cu adevărat, nu este chiar adevărat. Un singur vas, o singură dorință, un singur suflet a fost creat. Și noi, în iluzia noastră, credem că sunt eu, Tal, Moshe. Eu un mediu în afara mea. Dar, de fapt, dorințele și gândurile ale noastre, ale tuturor, sunt conectate organic ca organele corpului nostru, ca celulele din corpul nostru. Numai că noi nu simțim asta. Așadar, dacă ăsta e modul în care existăm, bineînțeles că depinde ceilalți oameni de ceea ce ei vor face, de ceea ce ei vor crede. Și eu voi crede la fel și voi gândi la fel. Nu am prea nevoie de prea multe reclame pentru asta. Se spune că o persoană primește până la, de la 3.000 la 30.000 de reclame pe zi. Câteva intră într-o persoană. Ăștia sunt studii. Dar, desigur, și fără acestea, mai târziu vom menționa câteva astfel de studii și le vom pune pe grupurile de Facebook, vom vedea că suntem conectați în așa fel ca roțile zințate. Baal HaSulam scrie asta în articolul Pace.
Și de fapt, ne pune în această interdependență care devine mai aparentă de-a lungul istoriei, în aceeași măsură în care individualismul nostru crește. Așadar, acest conflict este ceea ce ne conduce la această puternică întrebare. Ce fac cu viața mea astăzi? Baleaslam, cu cuvintele sale, ne spune despre legile naturii. Și această lege constă în faptul că, de exemplu, aici, punctele negre suntem noi, noi toți cei 7 miliarde, iar roșu sunt miile de conexiuni dintre noi. Această lege a naturii vorbește despre faptul că noi suntem absolut, că nouă ne este absolut necesară viața spirituală. Tot comportamentul meu, toate dorințele mele, tot ce se întâmplă în interiorul meu, fac doar în relația cu societatea. Nu există o dorință personală, există o dorință în legătură cu societatea. Și cel care fuge de la societate, tot o face raportat societății, în gândurile lui pozitive sau negative. Iar noi putem lua exemplu despre felul cum psihologia poate schimba calitățile născute genetice, intensificându-le sau diluindu-le. Noi am studiat cum societatea noastră în mod special se ocupă de lucruri negative, cum să evităm răul, dar nimeni nu vorbește cum să tindem spre bine. Toate romanele, toate lucrurile de succes vorbesc despre cum să fugim de ceva rău, dar niciunul din ele nu vorbește despre cum să mergem spre ceva bine. Este un studiu minunat pe Facebook, sunt foarte mișcat de el și de asemenea de la Facebook însuși, dar de asemenea acest studiu. 600.000 de oameni. Ce a făcut Facebook într-un weekend? Au schimbat postările ale oamenilor și au împărțit cei 600.000 de oameni în trei grupuri. Unuia au pus posturi negative, altui grup posturi pozitive, iar în celălalt grup nu le-au pus nimic. Și a descoperit că oamenii care au fost expuși la posturi pozitive, la posturi negative, scuze, ca răspuns au postat și ei posturi negative. Și viceversa cu cei care au postat lucrurile pozitive. Mai există un exemplu. Sunt lucruri despre care au scris de foarte mult timp cabaliștii, dar acum de aceasta trebuie să ocupe știința. De exemplu, influența televiziunii asupra copiilor. Desenele animate. Aparent sunt nevinovate. Au luat o păpușă, au pus acolo un copil de 3 ani și au propus să joace cu această jucărie. Și ce a făcut copilul? O sărută, o îmbrățișează. Este ceea ce a primit el de la copii. După care el a primit posibilitatea să vadă câteva desene animate. De exemplu, Mickey Mouse, Donald Duck și aceste personaje nevinovate. Și acum îi se spune, joacă-te acum cu păpușa și el începe să o bată. De ce? Deoarece el absorbe comportamentul din mediu. Mediu este tot ce mă influențează și aceasta se numește mediu. Poate fi un scritor Solzhenitsyn, de exemplu, sau Aren, care a trăit foarte mulți ani în urmă, dar dacă eu am conexiune cu ei, ei acționează asupra mea. El poate formata în mine viața, după cum știm că mulți oameni tineri au terminat cu sinucidere după ce au citit cartea Suferințele tânărului Werther. Cu alte cuvinte, cunoștințele mele, dependența mea de societate este atât de dependentă, la fel cum există lecția de psihologie câmpului Blumen, care cercetează influența societății asupra gustului omului, cum simte el aceste calități. De exemplu, îi se dă un măr din două pungi diferite. Pe o pungă
Același măr este în două pungi, unul într-o pungă obișnuită și unul în pungă cu semnul lui McDonald's și ghiciți pe care au numit-o mai gustoasă. Ei au verificat acest lucru din punct de vedere științific și din ceea ce au simțit ei, într-adevăr au înțeles că cel mai gustos a fost din pachetul cu McDonald's. E un studiu fantastic. Au pus în, la scan, la scanarea creierului, iar unei persoane i-au pus că pe una o costă, i-au dat un vin ieftin și i-au spus că îi dau un vin ieftin și altuia că îi dau un vin scump. Și cu același vin, prima dată i-au dat că este unul ieftin, senzorii au clipit așa puțin și după aia au spus că același vin că este unul special, unul dintr-o vinărie fantastică și senzorii au explodat din creierul său, același vin fiind. Dacă noi am fi putut, măcar pentru o clipă, să ne rupem și să ne uităm dintr-o parte asupra noastră, asupra societății, am fi văzut că tot ce facem, și Balea Sulam a scris despre acest lucru, mă îmbrac, discut, stau în picioare și fac toate aceste lucruri doar pentru că statul sau societatea vrea acest lucru de la mine, nu din cauza că eu l-aș fi vrut. Acum câteva sute de ani în urmă, oamenii purtau perucă. Și eu nu înțelegeam de ce fac acest lucru acești oameni, dar anume datorită faptului că eu vreau să fiu în conexiune cu societatea și aceasta este legea naturii, nu este pur și simplu așa și acesta este motivul comportamentului meu și este absolut necesar mie, de aceea puterea societății asupra omului este absolută. Și eu am văzut acest film, dar există o întrebare. Întrebare. Prietenii noștri ne împing. Sunt câteva, două întrebări. Cristofor din Germania spune că o persoană spune că este influențat de societate. Așadar, cine decide regulile? Și Frank întreabă de ce conducătorii pare că ei au o dorință liberă, un liber arbitru. I-a ales creatorul pe ei? Eu voi încerca să-i răspund lui Frank și tu vei continua cu Christopher. Există o proverb cabalistic care spune că inimile conducătorilor sunt în mâinile creatorului. De exemplu, ordinea de zi a unui ministru sau un prim-ministru sau unui președinte. Câți oameni se învârt în jurul lui o zi întreagă și câți oameni influențează asupra lui, câtor la el este dator, cum arată ordinea lui de zi, unde nu are nicio clipă pentru sine și mai mult decât atât. Exact cum ai spus tu, creatorul îl ia pe acest om și pur și simplu este marioneta lui. El nu are nicio putere de alegere. Este ultimul om care, în general, poate să facă vreo alegere. El este cel mai dependent marionetă, deoarece cu cât mai mult timp te afli în această ierarhie, cu atât mai dependent ești de ceilalți. Și cu această posibilitatea ta de a fi liber este din ce în ce mai mică. După cum este spus, trebuie să iubești munca și să urăști poziția, adică se referă la poziția de conducere. Când este educat un prinț sau un rege, ei sunt puși în situațiile cele mai complicate pentru a lua decizie. Iar acum aceste valori nu mai au nicio putere și împărații noștri nu mai dețin această putere. Și eu vreau să mă refer la întrebarea lui Hristos. Cine creează codurile, conduita, care decide aceste plăceri? Dacă mediul decide toate acestea pentru mine, deci cine stă în spatele tuturor acestora? E o întrebare interesantă care ne avansează către cele patru elemente despre care Balha Sulam vorbește în articolul său și apoi în timpul lecției ne vom referi la ea.
Așadar, dacă știm puțin chestiunea ramurilor și rădăcinilor, cum forțele operează, cum intră în cascadă de sus în jos, ce înseamnă asta? Că de la o forță de dăruire împlinește întreaga realitate și activează dorința de a primi prin aceste reșimoturi care sunt încodate în ea, scopul acestea fiind cât de mult să clarifice cât de mult mă aflu în dorința de a primi, iar în dorința de a primi nu este nicio abilitate de a lua contactul cu Creatorul. De aceea, ce se întâmplă în cultura umană, a mediului în care noi trăim, în care creștem de-a lungul anilor și acum devine din ce în ce mai extrem, vedem în ce măsură, mai bine pare să că se întâmplă foarte natural, dar dezvoltăm tendințe către lucruri care sunt din ce în ce mai extreme. Sportul extrem, de exemplu, exista înainte? Nu exista înainte de acest concept. Omul se gândea la astfel de lucruri. Noi ne gândeam, noi găsim și ne gândim la fel de lucruri prin care vom încerca să găsim satisfacție și plăcere. Din reșimotul general, cultura și mediul se dezvoltă. Vom detalia mai în curând. Încă un cuvânt pentru Christopher. Gândește-te la dorința fiecăruia. Bogăție, cunoaștere. Ele depun că ele croiesc calea pentru atingerea celor dorite. Dar noi trebuie să trecem la un clip pe care l-am pregătit și un pic chiar interesant și umoristic. De exemplu, cum acționează societatea asupra omului în momentul respectiv într-un ascensor, într-un lift. În lift este Kenna Starr. I se alipesc o femeie încă un domn într-un palton și omul nostru care se va uita în perete și veți vedea cum acest bărbat în mantou va încerca să-și păstreze individualitatea. Dar pas cu pas s-a uitat la ceas, dar în realitate este un motiv ca să se întoarcă un pic spre perete. Să încercăm încă o dată. Uitați-vă persoana noastră, participanții noștri întâmplători. Și această persoană deja a mai fost în grupul nostru încă o dată. Iar s-a întors cu fața la perete. Domnul cu pălărie din lift, la început, s-a întors cu fața la perete, Charlie închide ușa și peste o clipă noi deschidem ușa și cu toții s-au întors în direcția opusă. S-au întors din nou. Și acum să vedem dacă vom putea pentru un scop bun să folosim presiunea mediului. Și uitați-vă, ei își scot pălăria. Și cum credeți, va funcționa și invers? Fiți atent. Și a funcționat. Nu știu dacă să râd sau să plâng. Cu toții suntem așa, la orice nivel, la orice. Dacă acest lucru ar fi fost revelat până la final de noi, eu cred că noi nu am fi fost așa. Nu ne-ar fi adus zâmbetul pe buză. E adevărat. De asemenea, această cale, înțelepciunea Kabbalah, are abilitatea de a deschide aceste lucruri într-o manieră delicată, tandră, și să ne arate tuturor unde, dacă, există liber arbitru.
și devine un fel de joc amuzant. De ce? Pentru că învățăm și primim abilitatea de a ne privi din exterior. Dintr-o dată avem două linii prin care putem să identificăm și să alegem. Și în curând vom vorbi despre asta. Amit a acționat asupra mea și eu m-am gândit. Imaginați-vă felul următor. Dacă voi ați fi putut să luați și să aprindeți acest punct din inimă, această dorință și să gândiți, vai, toată viața mea a fost așa, această mașinărie, cum să revelez acest lucru din mine? Și dintr-o dată avem o altă posibilitate. Gândiți-vă cât de minunat ar fi fost acest lucru. Haideți să ne întoarcem la întrebările noastre, fiindcă dacă asupra noastră acționează în felul acesta societatea, Baleasul am întreabă. Dacă este așa, spuneți-mi unde este liberul meu arbitru. Iar pe de altă parte, dacă presupunem că nu există liberul arbitru, atunci fiecare de noi nu există, nu este nimic altceva decât o mașinărie care este creată și acționează după acțiunea forțelor superioare care îl forțează să acționeze anume în felul acesta. Și aceasta înseamnă că fiecare este închis în pușcăria conducerii superioare. Cu alte cuvinte, dacă eu nu fac și nu sunt stăpânul acțiunilor sale, mele, și acționez fiindcă sunt forțat, fără a putea lua decizie de cunoaștere. Eu sunt convins că nu am auzit ceea ce ne scrie Balhasulam. Poate ar trebui să o mai citim încă o dată. Așadar, spuneți-mi voi, unde se află liberul meu arbitru? Unde? Pe de altă parte, dacă presupunem că nu există liber arbitru și fiecare dintre noi este ca o mașină ce operează, e operată din forțe exterioare și îl forțează să acționeze în acest fel, asta înseamnă oare că suntem în închisoarea providenței? Căci nu fac ceva pentru că vreau să fac, ci fac pentru că sunt forțat să fac, în necunoștință de cauză sau nedorind. Așadar, rezultă că recompensa și pedepsa nu mai sunt. Așadar, nu e o întrebare filozofică, e una esențială. Balhasulam clarifică că dacă natura noastră este activată de două forțe, una care ne împinge, ne face să evităm tot ceea ce e dureros pentru noi și alta care ne atrage către plăceri, către ceva ce mi-aduce plăcere, satisfacție și astfel operez. Și societatea mă direcționează. Ce să aleg, cât să aleg? Așadar, ce sunt eu? O mașină? Un robot? Construit pe proteine, electricitate și operez în lume în acest mod deterministic. Nu sunt responsabil pentru asta? Adică dacă am făcut ceva rău, o crimă, n-am făcut-o eu pentru că n-am ales? Am făcut-o sau am făcut-o pentru că am moștenit niște tendințe genetice sau am crescut într-un astfel de mediu? Și atunci pe cine să pedepsim? Pedeapsa o primește cel care a ales. A ales să procedeze greșit. Ca și în aceste desene animate, unde cei răi râd și fac ceva intenționat. Și pentru ce să pedepsești, dacă înțeleg corect? Există vreo diferență? Îmi cer scuze. Între anumite sau un altruist enorm, sau Mama Teresa, un om care alege să ajute oamenii sau să-i omoare. Unul procedează într-un fel, celălalt altfel. Totul depinde de ce a instalat în el societatea. Nu există oameni drepți. Toți sunt oameni obișnuiți care nu au posibilitatea de a alege și sunt sub influența societății. Așadar, de ce avem nevoie de închisori și judecători? În pușcării sunt puși infractori și iasă de acolo mai răi decât au fost.
mult mai înrăiți, mult mai și primesc o educație nefiltrată a societății cele mai groaznice. Și există vreo opțiune de reabilita? Nu știu, dar Balea Sulam scrie că dacă noi ne uităm la adevăr așa cum este el, atunci cu siguranță vom ști că oamenii acolo nu sunt corectați în pușcării. Din potrivă. Nu te reabilitează și Balha Sulam spune că noi trebuie să înțelegem, Balha Sulam în articolele sale nu lasă lucrurile netranșate, necercetate. Îi place să clarifice suprafața și să o să clarifice de aici până la sfârșitul corecției. Să menționeze foarte clar la ceea ce ne referim, așadar se adreseze foarte direct acestor oameni care depind de credință sau religie oarbă, căci așa au fost crescuți, sau oamenilor care nu cred că este vreo religie în lume, ci cred în guvernământ, democrație, morală, cultură. Și el scrie următoarele. Are o întrebare. Tal are o întrebare. Ca să continui ceea ce voi întrebați, cum explicați acești artiști, care sunt împotriva conformismului, să zicem, merg către chestiile alternative, nu urmează normele în societate. Cum explicați asta? Exact în aceeași manieră în care am vorbit în lecțiile trecute despre conceptul altruismului. Există 10% din populație, oameni care în mod natural au inclinație către beneficiul celorlalți. Ok, această inclinație există în ei. Este o inclinație naturală înăuntru dorinței de a primi. Și în această inclinație, ei primesc plăcere din asta. Adică așa sunt programați. Și sunt dovedite genetic după ce Balha Sulam a scris asta în anii 40. Câteva zeci de ani, oamenii de știință au descoperit că este așa. Este la fel și cu anarhiștii, nonconformiștii. Aceeași calitate în care simt că merg împotriva curentului și o cunoaștem foarte bine. De fapt, aceste calități mă fac diferit față de altul, mă fac să mă simt mai... îmi dezvoltă ego, punctul de unicitate, dar eventual, într-un mod foarte clar, îmi oferă satisfacție și plăcere. Așa sunt programat și așa vreau să fac. Și oamenii de artă, și eu, și Amit, și Italia, toți suntem legați de artă. Când noi am compus lucrurile noastre, noi am simțit că suntem în conexiune cu publicul. Și de aceea, omul care creează este dependent de public. El nu poate face ceva pur și simplu așa dacă nu există un public, cineva care să vadă și să aprecieze acest lucru. El își poate strica opera, dar oricum nu vom putea pleca de la această imagine pe care am reprezentat-o aici. Eu sunt un oricare maestru, fac ceva, dar oricum sunt în conexiune cu toți ceilalți și nu pot fugi din această conexiune. Haideți să vedem ce scrie despre această Balha Sulam. Balha Sulam scrie următoarele. Este chiar ciudat. Ce e ciudat? Recompensa și pedeapsa dispare? E asta prin moștenire sau genetică, nu este recompensă și pedeapsă. Așadar, Balha Sulam scrie, este chiar ciudat, ca, nu numai pentru ortodoxi care cred în providența sa și pot să, și sunt sigur că este chiar mai ciudat pentru cei care cred în natură, căci în conformitate cu cele deasupra, suntem cu toți încarcerați de lanțurile naturii oarbe, care nu au niciun
nu poate fi trasă la răspundere. Și singura specie dotată cu rațiune și cunoaștere a devenit o jucărie în mâinile naturii? Oarbe. Acestea sunt cuvinte grele care doboară specia umană, umanitatea, la un nivel al măgarului care poartă, care învârte piatra de moară, cum erau pietrele vechi de moară, care merge și e cineva, în fața lui este un morcov și în spatele lui e cineva care îl biciuiește. Așa ne comportăm. Și acest măgăruș spune Balea Salam despre o lege că niciun animal nu este de acord cu pedeapsa, cu supunerea, cu sclavia, fiindcă toată viața acestui măgăruș este să facă aceste cercuri, deoarece fără voie, omul, ce se întâmplă? Îi se pune ochelarii pe ochi, în fața lui este pus un sac cu ovăz și el are plăcerea în față și în felul acesta suntem și noi. Dintr-o dată noi observăm că toată viața o facem într-o goană după plăceri. Acesta este ritmul nostru. Și ce la final? Ce la finalul vieții? Ce plăcere? Dacă facem un calcul, atunci vom observa că cantitatea de suferință pentru a compensa aceste plăcere, după cum spune Balea Salam. Cine primește plăcere într-un final? Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne punem întrebarea pe care noi am ridicat-o la lecția anterioară. Există un program de sus, dar dacă nu există posibilitatea de alegere, haideți în general să încheiem această treabă, să închidem televizorul și gata. Există alegere, nu există alegere, sau poate putem alege totuși ceva. Altfel, Balea Salam nu ne-ar fi descris acest articol ca să ne ducă într-o stare de depresie. El vrea să ne arate unde este punctul de alegere. Întrebări, sunt convins că ai câteva. Da, sunt multe întrebări. Oamenii sunt obișnuiți cu pedepsele. Așadar, e o întrebare din Calina din Bulgaria. Cabala. Sau așa o vede că Cabala pedepsește pe cineva dacă face ceva rău întradins, dar cine decide că ce e bine și rău, deoarece tot este relativ și sunt lucrurile care sunt bune pentru unii, iar pentru alții sunt rele. Așadar, cum determin acest lucru? E bine sau e rău? Ok, voi răspunde eu. Noi avansăm către o parte mai avansată a lecției, unde vom spune foarte clar în fața orbirii noastre. Dacă suntem în interiorul întunericului, fără abilitatea de a ieși din natura noastră, din dorința noastră de a primi, care este activată de mediul meu. Așadar, unde este liberul meu arbitru și cine decide ce un mod care e o cale bună de urmat pentru un orb? Și aici, cabaliștii intră în tablou. Un lanț al creației care a fost conservat de-a lungul întregii evoluții ale noastre. Acești puțini cabaliști aleși care au fost capabili să implementeze punctul din inimă care acum apare în fiecare dintre voi. Și au dezvoltat și au adaptat metoda și ei sunt conducătorii noștri, păstorii noștri. Rabaș vorbește despre asta foarte pe larg și spune că chiar dacă ar exista o turmă de milioane de oameni care sunt orbi, este suficient să fie un om sau câțiva oameni care să vadă încotro, să îi conducă.
Și asta se numește credința în cei înțelepți și noi trebuie să ne alegem profesorul, să clarificăm cine este un profesor adevărat, un căbalist adevărat care mă poate conduce către lumină. Așadar, putem să insistăm pe acest lucru ca să înțelegem că oamenii care știu, care au gustat binele, că este scris, gustă și vezi că Domnul este bun. Deci oamenii care sunt, au dobândit spiritualitatea, ei trebuie să ne fie farul și să le urmăm sfaturile. Ei având sfaturi foarte clare, doar să le implementăm și interpretăm corect. Aici avem nevoie de un sistem mai, ceva mai complicat. Vreau să adaug, să-i arăt pe desen Calinei din Bulgaria. Pe parcursul vieții noastre sunt diferite cazuri, mai bune, mai rele, pozitive, negative, nu contează. Noi credem, noi cei care ne aflăm în cutiuța noastră, aflându-ne în dorința noastră de a primi, noi ne uităm din acest program al dorinței de a primi, plăcerea maximă cu efort minim, noi ne uităm ce se întâmplă în viața noastră. Vă amintiți acest desen? Este o linie de reșimot care se dezvoltă. Și tot ce se întâmplă în viață, și bine și rău, noi credem că există o conexiune între dorințele noastre și acțiunile noastre, care provin din dorințele noastre, și noi credem că aceste lucruri sunt rezultatele. De aceea noi spunem că dacă ai făcut bine, vei primi răsplată, dacă ai făcut rău, vei primi pedeapsă. Și noi inventăm diferite metode, credințe și lucruri cu care, dacă ne vom uita pe linia reșimot, în principiu vom vedea că nu există nicio conexiune. Nu există nici pedeapsă, nici răsplată. Iar cabaliștii ne spun că noi suntem într-o direcție de conexiune cu forța superioară, cu rădăcinile, cu sufletele. Și acest lucru se poate compara doar cu un singur lucru. Aceasta este, de exemplu, scara binele și rău. Sus este binele, jos este răul. Fără nicio conexiune cu aceste lucruri, deoarece aceste lucruri sunt în dorința de a primi, iar noi dezvoltăm punctul din inime și astfel noi ne ridicăm deasupra dorinței de a primi și în toate situațiile noi verificăm un singur lucru. În ce măsură în fiecare situație eu dezvolt relația cu calitatea de dăruire și conform cu aceasta eu determin ce este bine și ce este rău. Și conform cu aceasta eu pot spune atunci când primesc pedeapsă. Ce înseamnă pedeapsă? Dacă eu am făcut ceva ce distruge conexiunea mea cu celelalte suflete, aceasta se numește pedeapsă. De ce? Deoarece eu nu am posibilitatea să iubesc. Este un alt tip de gândire, un alt tip de abordare. Pedeapsa care vorbește în textele cabalistice este absolut diferită față de cea cu care suntem obișnuiți. Este o percepție absolut diferită. În viața noastră nu există astfel de pedepse. Sunt situații care ne ajută pe noi să ne dezvoltăm. Pentru a conștientiza că pentru a ne ridica deasupra dorinței de a primi și a atinge spiritualitatea. Trebuie să spun ceva aici. În primul rând o vom discuta și o vom elabora până la sfârșitul acestui semestru. O vom aborda într-o lecție numită Nu-i nimeni în afară de el. Ne vom afunda în ceea ce e bine și ceea ce e rău. Dar voi încerca să clarific acest punct, căci ne aflăm la începutul căii noastre și trăim în această lume.
Percepția pe care oameni, cabaliștii ne învață este o percepție radicală. Ne învârte întreaga lume la 180 de grade. Ne deschide într-un fel în care nu știam și nu simțeam înainte. Ne face să ne privesc, să privim interior, o să privesc mediul și pe mine însumi într-un mod diferit și într-un mod în care mă poate scoate din echilibru. Acum cred că nu este niciun recompensă sau pedeapsă și trebuie să înțelegem abordarea cabaliștilor. Nu putem să ne ridicăm și să ajungem la rai, la calitatea de dăruire, dacă ambele picioare nu vor fi pe pământ. Dacă nu vă voi implica în această lume, în aceste reguli, în percepția acestei lumi cu toate neregularitățile lor, așa zise, disfuncțiile. Trăiesc aici, se numește legea acțiunilor, legea rezultatelor. Nu contează dacă o simt sau o văd ca pe un vis. Aici trăiesc, aici mă comport și trebuie să trăiesc și să mă comport ca toți ceilalți. Și în aceasta am această muncă interioară în care începe să crească și eu cu oamenii de pe cale începem să ne balansăm într-o altă direcție, o altă percepție și trebuie să dezvolt aceste două lucruri simultan. În viața mea bună în această lume, cum toți trăiesc în această lume, trebuie să am o familie bună, un venit bun, o viață bună. Și în același timp, simultan să-mi dezvolt vasul spiritual pe care acum începem să-l cercetăm. Cu alte cuvinte, stăm pe două picioare și în felul acesta se dezvoltă relația noastră cu lumea întreagă. La fel cum ne dă Rav Lightman un exemplu despre faptul că Kabbalah ne învață un anumit punct de vedere care ne va permite să aprofundăm vederea noastră asupra acestei vieți, acestei lumi. Și atunci noi începem să trăim cu adevărat. Am spus multe lucruri bune despre lumină și toți ce se află sub influența sa. Și Jonis întreabă dacă lumina este ceea ce ne ghidează. Așadar, cum se poate ca noi să acționăm diferit altfel decât în bine, într-un mod benefic? În modul în care ne-am comporta și am putea fi numit bun. Voi începe cu ceva și voi adăuga tot doar. Ok? Este această spunere, zicere, citat pe care îl folosesc cabaliștii. Am creat inclinația rea. E din Tora. Am creat inclinația rea și am creat lumina care reformează. Tora ca o mirodenie, căci lumina din ea reformează. Ce înseamnă? Ce mai pot să completez este că noi trebuie să vedem această stare așa cum este, cu ochii noștri. Eu nu știu ce înseamnă lumină. Eu nu văd că oamenii se comportă cu o anumită dăruire. Și dacă să credem ziarelor, se vede absolut diferit. Ce înseamnă acțiunea luminii? Acțiunea luminii, cum a spus Amit, merge în două spații. Primul spațiu este să-mi lărgească și să-mi arate volumul dorinței mele, cât de profundă este această dorință, ce corecție trebuie să sufere, cât de mult trebuie să apropie ceea ce există în ea cu calitate de dăruire. Și acel moment când se creează în mine această nevoie. Care este acțiunea luminii pentru a-mi crea această nevoie de spiritualitate? Întreabă-l pe de unde este el? Eu nu știu. Hoanis, să presupune că tu trăiești în Polonia. Întreabă-l pe vecinul tău.
despre spiritualitate, despre dacă este el bun sau rău. Și el o să-ți spună despre ce vorbim aici, tot este normal. Acțiunea luminii începe să se manifeste atunci când noi dorim. Nu există nicio nevoie de spiritualitate dacă lumina nu luminează. Eu aș fi vrut să-i dau posibilitatea fiecăruia de noi să înțeleagă de ce studiem ceea ce studiem. Nu pentru a fi mai deștept sau pentru a avea o calitate de orator mai bun sau a putea explica mai bine aceste lucruri. Eu trebuie să fiu de acord cu ce scrie Balea Slam. Eu trebuie să cred cu tot interiorul meu ceea ce scrie. Nu anulați acest lucru în voi și cu toate acestea ascultați, deoarece Balea Slam ne va spune anume unde este acel spațiu în care noi clarificăm liberul arbitru. Și acum un clip, 4 factori. Vrem să vorbim cu voi, este ceea ce Balea Slam vrea să ne povestească. 4 factori sau 4 faze sunt acel spațiu în care noi putem clarifica posibilitatea liberului arbitru și la fel ca la fiecare lecție noi ne ridicăm la nivelul rădăcinilor. Acesta este scopul creației, crearea unui nou eu, ceva ce nu a fost mai devreme. Înainte ca creatorul să creeze cliul sau vasul plin de lumine, care vrea să primească această plăcere și este necesară o dorință pentru această plăcere și creatura este creată cu dorința de a primi. Și acesta este primul factor care se numește esența creației și care este dorința de a primi. Este materie, este esență, este ceea ce nu va dispărea niciodată, va rămâne pentru totdeauna. Pe de o parte, creatorul care a creat creatura cu dorința de a primi și aceasta îl face pe creatură deja independent de creator, cumva separat de creator, deoarece creatura este dorința de a primi, iar creatorul este calitatea de a dărui. Între ele există o diferență diferență a calităților. Creatura vrea să primească totul în dorința lui de a primi. Lumina creaturii, lumina creatorului este dorința care într-un final vrea să primească această lumină. Și noi întrebăm, unde este alegerea în toate aceste lucruri? Pe de o parte, creatura este într-un program care este dorința de a primi, aceasta este natura lui, esența lui. Pe de altă parte, tot ce vrea să primească și ce trebuie să intre în el este lumina, este calitatea creatorului, este o altă natură. Și atunci ce costă liberul arbitru? Și Balea Slam ne povestește nouă în felul următor. El scrie, orice eveniment în lume, orice creatură apare corespunzător cu acești 4 factori. Despre unul am vorbit, este esența, este materia creației și Balea Slam ne dă un exemplu. Că acesta este, de exemplu, bobul de grâu. Vedeți? Luați bobul de grâu, îl puneți în pământ, peste o anumită perioadă de timp acest bob putrezește, se eliberează de coaja sa și rămâne materia primă, esența. La fel se întâmplă și cu dorința de a primi. Este primul factor. Al doilea factor este modul în care această materie, materia esențială, primordială, se dezvoltă. Așadar, dacă luăm un grâu, un bob de grâu, dintr-un bob de grâu, bineînțeles, spicul va crește. Nu va crește quinoa sau fasole sau altceva. Din grâu va fi grâu. Și dintr-un complex de gene Moș și Admoni va ieși și se va aplica la Tal și la toate, la toți ceilalți. Și acum reflectăm asupra noastră. Dacă fiecare dintre noi are propria sursă, genele pe care le-a primit, așadar, așa ne vom dezvolta în esență. Și dacă
tatăl meu este un alcoolic, probabil că și eu în gene voi avea aceeași inclinație. Deoarece pentru așa crește această sursă, așa se dezvoltă și în spiritualitate și în lumea fizică. Dacă ne întoarcem la rădăcini, dorința de a primi, în ea există ordinea rădăcinilor, corespunzător cu rădăcinile și ramurile și reșimot care forțează diseminarea creației viitoare și atingerea echivalenței de formă cu Creatorul. Al treilea factor este mediul. Eu nu pur și simplu am pus bobul de grâu în pământ. Nu l-am pus undeva în aer, anume, în mod special, l-am pus în pământ pentru ca să fie minerale, să vină umezeala, să vină ploaia peste el și ca acest bob de grâu să se dezvoltă. Dar dacă este, adică cu mediul corespunzător, bobul de grâu se dezvoltă și va da roade bogate. La fel se vor întâmpla și cu lumile și construcția sufletului, acolo unde se dezvoltă creația viitoare. Și aceasta este ca și un uter pentru sufletul care se dezvoltă, pentru creatura care crește, iar acțiunea asupra lui este mediu, adică lumile superioare. Partea centrală este sufletul, iar toate celelalte lucruri sunt cele care influențează asupra lui. Adică noi trimitem în mediul în care ne aflăm sau suntem prezenți, există forțe care sunt elemente independente, ce nu sunt în controlul meu. Voi da un exemplu despre un câmp de grâu. Dacă plantez o sămânță pe un câmp care e bun, înfloritor, e pământul gras, minerale multe, soare, multă apă, cu siguranță acest câmp va... Dacă e ceva ce nu depinde direct de mediu și chiar dacă pun o sămânță bună și o pun în al treilea element, într-un câmp excelent, cu siguranță este o forță exterioară care nu depinde de el, ci de întregul sistem care le afectează pe această sămânță. La nivelul rădăcinilor este aceeași dorință despre care noi am vorbit și dintr-o dată acționează o forță exterioară și se întâmplă spargerea chelimului, adică se sparge sufletul în fragmente care se împart în primire, în dăruire, iar aceste lucruri nu depind de creație, de ceva exterior care influențează și conduce acest proces. Și de ce se numește exterior? Deoarece nu există în el un contact cu esența creației. Să presupunem ploaie cu piatră. Ea nu schimbă esența grâului, ea schimbă doar mediul în care se dezvoltă grâul. Și aceasta este lucrurile despre care noi vorbim. Sunt lucruri care sunt pe care le moștenim, sunt lucruri care depind de mediul înconjurător și cum acest mediu influențează asupra noastră și sunt căi de dezvoltare a mediului. La un nivel mult mai global este dezvoltarea dorinței noastre la un nivel global ce se întâmplă și noi nu știm care sunt acele forțe care conduc cu toate aceste lucruri. Este o chestiune cu care se ocupă știința și studiază, investește miliarde de dolari în aceasta. Ce îmi determină comportamentul, calitățile, alegerile? Sunt oare genele? Este oare mediu? E mereu această luptă între psihologie, biologie, genetică. Iar astăzi găsim calea de mijloc între toate acestea, unde vedem că este o influență generală între toate aceste influențe. Se spune că azi totul este genetică. Este un studiu asupra viziunilor politice, care este de asemenea genetic,
de asemenea în caracterul meu și mediul în care am trăit și modul în care mă influențează și așa mai departe. Eu îmi amintesc că am studiat psihologia și acolo am studiat că există natură și am urmărit unele cercetări, după care alte cercetări și am ajuns la concluzia că într-un final, întrebarea constă totuși în ce este liberul arbitru al omului. Și dacă vorbim despre DNA, Nick din Londra întreabă care e diferența dintre reșimotul fizic și cel spiritual, ADN-ul fizic și spiritual. Rădăcina și ramura. Tot ce este produs de rădăcină, de reșimo, aceasta este rădăcina și ramura. Cel mai simplu răspuns, rădăcina și ramura. Natiel din Franța întreabă, ca să continuăm ceea ce s-a vorbit mai devreme, în conformitate cu Kabbalah totul e determinat pentru noi, nu din întâmplător. Atunci, de ce să vorbim despre liber arbitru? Anume, această întrebare vrem să o clarificăm. Noi am fi vrut să spunem că nu. Noi nu vrem să spunem că nu există liber arbitru. Unde există liber arbitru, și dacă eu știu că acest lucru este punctul în care eu pot să aleg, acolo eu trebuie să îmi concentrez toată atenția și toată puterea, pentru că acolo este singurul punct al dezvoltării mele. Emilio din Spania întreabă, dacă un mediu, o natură, îmi determină de fapt comportamentul, putem noi schimba mediul și schimba astfel natura? Bineînțeles, putem să schimbăm mediul. O știm din viețile noastre, dintotdeauna. Putem să schimbăm locul de muncă sau unde trăim. Alegem lucrurile astea, nu? Așadar, dacă acum înțelegem treptat ce am învățat aici de la Balhasula, putem deja să ne întrebăm, alegem noi cu adevărat asta? Sau ceva mă forțează să aleg asta? Forța plăcerii sau forța durerii? Așadar, acum, mi-amintesc că fata mea de 3 ani nu-i plăcea să meargă cu autobuzul în centrul Tel Avivului și o făceam de mulți ani și soția mea și eu am spus, e suficient, mergem din oraș, mergem la, într-un sătuc, vom avea o viață bună, vom merge la o casă unde suntem înconjurați de natură și de un râu. Am ales noi asta sau nu? Bineînțeles, putem să alegem un mediu. Dar dacă alegerea e făcută din ego-ul nostru, din dorința noastră de a primi, din această paradigmă de plăcerea care mă atrage, e mai plăcut, sunt mai convenabil pentru copilul meu. De ce să sufere ea? Mă voi muta într-un sat unde va avea o educație mai bună, un aer mai bun, se va bucura de natură și eu la fel. Ce mă atrage acolo? Liberul meu arbitru? Sau o plăcere pe care speram să o am? Și pentru a bate ultimul cui în credința noastră în liberul arbitru, haideți să ne amintim de acești patru factori decisivi. În ce constă liberul meu arbitru? Esența, ADN-ul, genetica? Eu nu determin aceste lucruri. Eu nu determin în ce mediu mă voi dezvolta. Aș fi fost mai bucuros să fiu cu ochi albaștri mult mai înalt, cu nasul mult mai elegant. Se spune că la 106 grade nasul este cel mai perfect. Eu nu am ales mediu, eu nu am ales să mă nasc la anumiți părinți, ca educatoarea mea să fie șeșană.
Eu nu am ales aceste lucruri. Dacă ar fi depins aceste lucruri de mine, eu aș fi ales absolut alte lucruri. Și tot ce este în jurul meu, toate forțele care mă mișcă încolo și încoace, toate aceste schimbări, lumea și lucrurile personale, niciunul din aceste patru factori despre care vorbește Balas Ram și care sunt bazele tuturor lucrurilor, dacă acest lucru noi nu putem să-l alegem, atunci ce putem alege? Crearea unui mediu plăcut sau bun. Ok, acum vom vrea să întrebăm, să răspundem la aceste întrebări. Deci dacă nu avem liber arbitru, atunci avem o problemă. Așadar, noi am vorbit mult timp, iar acum am vrea să avansăm la concluzia lui Balas Ram. Balas Ram scrie în articolul său libertatea. Este o libertate pentru dorință ca ea să aleagă un astfel de mediu, un astfel de cărți și ghizi care să-i aducă acesteia cunoaștere bună. Și dacă nu va face asta, dacă e pregătită să fie în orice mediu și să citească orice carte care îi cade în mână și din asta să primească cunoaștere rea și educație proastă care să o conducă la păcate și gânduri rele, nu, va fi pedepsit nu din cauza lucrurilor pentru care nu are de ales, ci pentru că nu a ales să fie într-un mediu bun. În asta, cu siguranță, ea are un liber arbitru, așa cum s-a explicat. În realitate, Balas Ram vorbește despre astfel de lucruri cu ajutorul cărora noi vom înțelege și vom vedea că toată munca noastră, toată munca pe care au făcut-o cabaliștii pentru a ne ridica la acel nivel al liberului arbitru, în primul rând, înainte de toate, noi nu putem alege nimic până nu am ajuns în acel punct, în acest punct care se numește știința Kabbalah. Noi am venit în acest punct, am descoperit punctul din inimă care ne-a forțat să-L căutăm pe Creator, căutăm divinitatea, cum noi suntem obișnuiți să vorbim. Ce dată e astăzi? 29. Scrieți, astăzi, 29 iunie, noi studiem ce înseamnă liberul meu arbitru. Din acel moment din care noi suntem aici, noi putem alege între dorința de a primi și punctul din inimă, unde eu, ca acel bob de grâu, trebuie să mă plantez. În ce mediu noi avem posibilitatea să alegem unde să plantăm acest bob de grâu? Balas Ram scrie că anume noi avem liberul arbitru în aceste dorințe pentru a alege din start acest mediu, cărțile și conducerea care ne va da nouă cunoștințele potrivite care ne vor apropia de dezvoltarea pentru dăruire. Și dacă nu vom face acest lucru, dar pur și simplu vom petrece viața ca toți ceilalți, dacă noi nu suntem pregătiți să venim în acest mediu, acest lucru îl obligă pe om. Dacă nu face acest lucru, omul cu siguranță va primi o educație groaznică fără cunoștință. Și dorințele care îl atrag în afară de orice, în afară de spiritualitate, acele dorințe, indiferent de în ce mediu m-aș fi pus, aș fi fost tot timpul sub sclavie. Aceasta este legea naturii. Și ce ne spune de fapt el? În caz contrar, eu pur și simplu aș fi făcut păcat. Ce înseamnă păcat? Nu există rău. Există îndepărtare de calitatea de a dărui. Pedeapsa constă în faptul, Balas Ram se uită la acest lucru și spune, acest om a ignorat posibilitatea de a veni într-un mediu corespunzător și s-a îndepărtat de scopul creației. Nu din anumite gânduri, dorințe pe care le poate primi din acest mediu,
El nu este vinovat, acest lucru nu este al lui. El nu alege acest lucru, dar este din cauza că nu a ales mediul corespunzător, fiindcă aici a fost singurul loc în care el a putut să aleagă. Așadar, haideți să desenăm, să facem lucrurile clare. Ăștia suntem fiecare dintre noi. Iar noi stăm tot departe de ceea ce ni se pare respingător și urmărim ceea ce e plăcere în lumea noastră, dorința de a primi. Ce se întâmplă cu noi? Punctul din inimă a fost trezit în noi. Punctul din inimă nu este o parte din această lume, este o parte de aici. De la locul corectat. Și arată, își caută rădăcina pentru a ajunge la rădăcină. Și astfel vrea să meargă. Și numai din acest loc, unde am abilitatea de a alege, așadar, acum înțeleg ceea ce se numește bine și ceea ce se numește rău. Și astfel le numesc bine și rău în lumea noastră, ceea ce e plăcut și neplăcut pentru bine. Și într-o dată punctul din inimă spune, nu, uite, asta va fi bine, bun, spiritualitatea. Și recepția va fi rea. Nu contează dacă simt bine sau rău aici, ci dacă intenția mea, dacă tendința mea în lumea recepției, este în lumea recepției, lumea egoismului, a separației și a izolării, asta este rău. Iar dacă tendința mea începe să se dezvolte într-o direcție a unității, conexiunii, garanției reciprocice, atunci și vreau să dezvoluiesc această forță unică, Creatorul, care crește interior și are abilitatea de a dărui lumina trecând prin ea către restul părților, restele lui, asta se numește bine. Și aici primim discernământul dintre ceea ce e bun sau rău, între ceea ce înseamnă adevăr sau minciună. Și atunci, cum spune Balea Sulam, eu nu aleg pur și simplu aceste două lucruri. Eu am mediu înconjurător. Am mediu înconjurător de aici și de sus. Un mediu înconjurător și al doilea mediu înconjurător. Un mediu înconjurător îmi dă toate dorințele despre care noi am vorbit, bani, cunoștințe, tot în afară de spiritualitatea. Celălalt mediu înconjurător pe care noi l-am atins acum, la care am venit acum, este mediu înconjurător, mediul cabaliștilor, a prietenilor. Și tot ce vedeți în acest mediu, ce este deosebit în el? Este faptul că el îmi dă mie. Și cel mai deosebit lucru în acest mediu sunt prietenii care se ocupă și toți ceilalți cabaliști. Acest mediu îmi dă lumina care se întoarce la sursă. Îmi dă mie importanța spiritualității. Această posibilitate de a mă ridica și a înțelege că acesta este cel mai important lucru care poate exista în viață. Este ceea ce îmi dă mediul înconjurător de acolo. Și să desenez o anumită delta. În mine apare spațiu în care eu pot să aleg între aceste două tipuri de mediu înconjurător. Cui acord cea mai mare prioritate? În care din aceste medii vreau eu să aparțin? De care de acest mediu vreau să aparțin? Care din aceste medii îmi completează viața? Și unde vreau să-mi continui viața?
Acest lucru nu țineți cont că este important pentru mine. Important este că eu vreau să explic acest lucru. Nu trebuie să-mi ies din minți și nu trebuie să caut, să cad în lucruri care pot să spună că pot să mă lipsesc de anumite lucruri. Nu, totul continuă așa cum a fost. Singurul lucru pe care îl fac este un efort suplimentar pentru a alege mediul bun. Cu alte cuvinte, tot mediul meu înconjurător, chiar și cel din Facebook, citesc blogul lui Rav Lightman, articole, tot ce pot pentru ca să umplu timpul meu liber din această viață. Veți vedea de asemenea că acest punct delicat pe care l-a menționat Moșe este punctul liberii alegeri. Așa cum am spus, punctul liberii alegeri va deveni mai delicat, mai sensibil, mai clarificat și acesta e întregul lucru. Altfel, de ce avem nevoie de creație? Întreaga scop al creației este de a crea o creatură independentă. Dar ce creatură, în modul în care a fost creat, învățăm că a fost imediat împlinită cu lumina infinitului. Și spunem că în acest fel putem închide tot show-ul. Dar ideea este că vrea să ajungă la un loc unde este complet separată de creator și să aleagă singură, cu ego-ul său, creatura alege să se unească cu calitatea dăruirii, din măreția sa, din importanța sa, din înțelegerea că acesta l-a creat și așa mai departe. Această prăpastie crește din ce în ce mai mare pe măsură ce avansăm și asta e ceea ce noi cercetăm. Unde este punctul în care eu pot să aleg și să mă poziționez într-o manieră o echilibrată ca să-mi stabilizez viața, familia, rudele, orașul, pentru oraș. Și în același timp voi reuși să-mi dezvolt potențialul cât de mult posibil. Vroiam să mai adaug ceva, o să vă spun un mic secret. Noi, în dorința noastră de a primi, așteptăm doar plăcere. Dar la bazele creației, dorința de a primi este tendința spre un lucru mult mai măreț. Dorința de a primi vrea conexiunea cu cel care dăruiește, fiindcă cel care dăruiește este mai important decât plăcerea în sine. Și anume acesta este acea delta pe care o avem aici. Eu vreau să mă pun într-așa un mediu și să primesc de la acel mediu importanța spiritualității, importanța creaturii, scopul vieții și ceva mult mai mult să aduc în viața mea din știința Kabbalah. Sau eu pot să mă pun sub influența unui astfel de mediu care o să-mi dea importanța lucrurilor care mă îndepărtează de scopul creației. Balea Sulam a scris un lucru foarte interesant și vorbește în felul următor. Dacă el, adică omul, nu are nicio putere de nu are nicio putere în dorință și tendință spre spiritualitate și dacă el se pune în mediul oamenilor care au această tendință și dacă el este iubit de acești oameni, el va lua din dorința și din tendințele lor, chiar dacă el, prin calitățile sale, nu deține această calitate de dorință și putere de a depăși. Cu alte cuvinte, toată calea spirituală va fi anume așa. Uneori, poate vă amintiți un exemplu. Acum o săptămână, o lună urmă, ați început acest curs și ați spus, vai, cât de minunat, Amit, Tal, Rav Lightman, în sfârșit am găsit. Și peste 3 săptămâni, 4 săptămâni, nu mai ești atât de entuziasmat. Se pare ceva mult mai normal. Și ce să fac? Eu nu pot pur și simplu în permanență să pun presiune asupra mea, să învârt un buton, o manetă în mine, ca această dorință să acționeze în felul în care vreau eu. De unde voi primi lumina care se întoarce la sursă? Ce să fac dacă nu există în mine această dorință? Vedeți cât de frumos se aude. Dacă nu am această tendință spre spiritualitate,
Eu fac acest efort. Mă pun în acest mediu. Haideți să mai ascult un pic din acest grup de Facebook. Hai să mai văd ce mai spun ei. Chiar dacă nu am acest lucru, nu am această dorință, nu am această aspirație, totuși eu mă pun în acest mediu care să fac un experiment cu mine, să văd cum va ajuta această dorință, cum va apărea această motivație. Și din nou voi simți aceeași inspirație, aceeași dorință ca la început. Dintr-o dată scopul creației va deveni cel mai important pentru voi și pentru aceasta va fi toată lupta, în aceasta este toată diferența, pe aceasta se bazează toată istoria despre egipteni, despre calitatea creatorului, a lui Malek. Pentru a o distruge în noi toate aceste dorințe care străzesc și spun că aceste lucruri nu sunt importante, lasă-le în pace, hai să ne ocupăm de alte lucruri. Iar anume aceasta este spiritualitatea și noi vom vorbi la următoarele lecții că nu există nimeni în afară de el, dar trebuie să înțelegeți că liberul arbitru începe anume acum, din acest moment, când noi decidem cum să completăm în spiritualitate, cum să ne punem în acest mediu. Aceasta nu este pur și simplu o alegere a mediului potrivit. Care mai poate fi alegerea noastră, Amit? În ce măsură, în locul unde eu aleg să fiu, să zicem că aleg să fiu într-un grup fizic sau virtual, un grup care se ocupă cu înțelepciunea adevărului, ce mă dezvolt în spiritualitate, ce să fac acolo, cât de activ sunt acolo, cu intenția, cu grija, cu dorința, cu gândul și în practică, deoarece trăim în lumea acțiunilor. Și în esență, dacă acum trimit un mic smiley, că adevărat nu simt nevoia de a face nimic nici pe Facebook, nicăieri. Nu înțeleg corespondența pentru ce, dar îi văd pe prieteni vorbind și sunt bucuroși și eu mi-adaug și eu marele micul smiley. Face asta ceva, cauzează ceva? Ce vreau eu să spun? Balhaas Ulam scrie, prin asta termină capitolul despre alegerea mediului bun. În ochii mei este fundația succesului în spiritualitate atât de important acest vers încât trebuie să-l gravez pe inima ta. Așadar, după ce Balhaas Ulam a spus că cine se așează într-un mediu bun, el este cel recompensat cu bine și doar alegând mediul bun. Dar am ales și eu să fiu aici, am fost adus aici, am fost trezit și acum stau și studiez și ce urmează. Aici începe calea. Așadar, cel care muncește în viață și alege de fiecare dată un mediu mai bun, de aceea este demn de merite și recompensă. Și nu din cauza faptelor sale bune și gândurilor bune, care vin în mod necesar, fără alegerea sa, ci pentru că a făcut efortul de a dobândi un mediu bun pentru sine, care îl conduce la gânduri și acțiuni bune. Principiul este simplu, dar nu este ușor de înțeles. Fiecare acțiune, fiecare gând, fiecare dorință care vin și mi-e sau mi-e din gură, în mod necesar vor fi rezultatul influenței mediului. Alegerea mea este să mă așez într-un mediu și în plus față de viața mea balansată mă va avansa către spiritualitate și de fiecare dată trebuie să aleg de fiecare dată și acesta este efortul deoarece Creatorul vrea ca noi să fim independenți, vrea ca noi să creștem precum copiii, să dobândim de unii singuri aceeași matrice ca și creația.
Iar acum îi aduc un Lego mare pentru copilul meu, un puzzle și spun să alege. Tatăl va face un efort și va spune, tati ajută-mă. Și eu nici nu îi voi da un indiciu ca părinte. La fel aici, creatorul ia și trezește acest punct din inimă, îl conduce la mediul bun și vei vedea cum treptat, așa cum a spus și Moșe, îi dă drumul. Iar acest entuziasm și bucurie treptat dispare. Și aici începe munca liber de arbitru. Și e distractiv, e ușor, poate să fie chiar ușor, ca un atlet sau un muzician care se antrenează în noua abilitate pe care a dobândit-o. Dar poate să fie interesant, plăcut, și doar dacă mă înconjur cu un mediu potrivit. Mai există ceva deosebit. Liberul arbitru, alegerea mediului și posibila dezvoltare a lui. Mai există o posibilitate de a alege conexiunea dintre ei. Acel care în viață depune efort să aleagă mediul mai bun. Ce este acest mediu mai bun? Există sau nu există? Cum putem atinge acest mediu? Există ceva mult mai progresiv? Spuneți-mi, de ce anume această conexiune între mediu și căile dezvoltării sale? De ce? Deoarece toate aceste lucruri se manifestă în cele mai mici lucruri, amănunte. De exemplu, eu pot să adaug o citată sau să spun ceva frumos sau pur și simplu să-mi deschid inima cât de important este pentru mine spiritualitatea, cât de mare plăcere am primit de la această lecție. Ceva ce pentru o picătură să arăt importanța spiritualității față de prietenii mei. Eu mi-am dezvoltat mediul. Eu am contribuit la procesul dezvoltării mediului meu. Acțiunea luminii este în funcție de importanța dorinței și eu sunt în acest mediu și mă ridic împreună cu acest mediu, cu mediul meu înconjurător, încă o treaptă și în felul acesta acționez asupra mea. Și aceasta este un lucru minunat care se poate face doar într-un tip de joc. Posibil să nu existe în mine această dorință. Uneori se revelează, se descoperă cliu, adică dorință fără lumină. Există o lege. După ce intră, lumina trebuie să iasă din dorință. De ce? Pentru ca să-i dea posibilitatea dorinței, posibilitatea de a alege, ca ea să poată depune efortul personal. În felul acesta, eu pot să râd. Poate în interiorul meu este iadul și nu vreau nimic în interiorul meu, dar eu zâmbesc și mă gândesc, vai, cât de minunat este totul. Și ce s-a întâmplat? Eu i-am povestit lui Amit cât de important pentru mine este spiritualitatea și Amit și Tal și tot mediul meu vă raportați la mine doar în acest fel. Corect? Ca și față de o persoană pentru care este importantă spiritualitatea. Și deja din tipul de relație a voastră cu mine, voi deveniți mediul meu, voi stabiliți în mine această calitate, această importanță, ca fiind o calitate permanentă. Acest eu plus unu. Și de ce este atât de important acest lucru? Poate pe Tal trebuie să mai întrebăm, de ce este atât de important acest efort? În ce constă el? Vreau și vreau. Dacă nu voi vrea, nu voi face. În ce constă acest efort? Ok, e o forță de asemenea despre cum definim acest concept de efort. Deoarece pare să că pentru ceea ce noi tânjim este odihna. Bauhaus scrie în același articol pe care noi vi-l recomandăm să-l citiți, Libertatea. Și de asemenea vine din rădăcina noastră. Este scris că lumina este în constantă odihnă. Ce este lumina? Lumina superioară, lumina în soft, este o stare de odihnă constantă.
Nu putem să înțelegem. Sunt numere infinite de acțiuni care au atins o stare de zero. Din infinitate nu avem posibilitatea de a o măsura, dar conceptul unui efort este un concept care este imprimat în percepția noastră înăuntru conceptului de bine și rău. Așadar, acum, dacă fac un efort, de ce aș face acest efort? Pentru ce aș face acest efort? Ce întrebare e? Ce primești din acest efort? Dacă primești ceva, atunci fac efortul. Adică pot să fac exerciții 4-5 ore, să cânt la plian, deoarece am o plăcere, sau să escaladez munții, pentru că primesc plăcere. Vedem oamenii care fac eforturi foarte mari fizice sau mentale în această lume, pentru că primesc plăcere de la asta. Acum, lucru unic în înțelepciunea Kabbalah, acum pare să, spune Balhasulam, cel ce face un efort de-a lungul vieții și de fiecare dată alege un mediu mai bun, așadar, eu trebuie să fac un efort ca să aleg un mediu mai bun și alegerea mediului este ceva ce o facem conștient, fizic, în interiorul remorcului limitat care ce mi-a fost oferit. Așadar, acel mediu este opus naturii mele. Natura mea este dorința de a primi și acest mediu mă conduce la un loc diferit, dorința de a dori. Nu știu ce este. Tot a fost acolo înainte să o simt și să o experimentez eu însumi, așadar nu simt că aș avea nevoie să fac acest efort. Și uneori când mă aflu într-un anumit mediu, simt asta. Și aici exact este unde trebuie să facem această cercetare. Cum să mă conduc constant într-o stare în care să simt că vreau să fac acest efort, că vreau să fac un efort. Ce mă va convinge să fac un efort dacă nu primesc o plăcere de la dorința de dăruire? Dacă dorința de dăruire este ascunsă, este o barieră între mine și lumea spirituală, de unde voi obține gustul calității dăruirii? Și anume aici, înțelegem ce despre ce am vorbit mai devreme. Eu primesc ceva deosebit, importanța pe care o primesc de la mediu. Și toată viața noastră facem lucruri absolut neimportante aparent. Iar acum cineva vine și ne spune, uite, asta este important. Bineînțeles că există reclame și diferite branduri. Iar dacă eu mă conectez de cineva care îmi spune că aceasta este, spiritualitatea este important și din această importanță în noi se creează o dorință și o tendință de a fi în ceea despre ce ne vorbesc cabaliștii, atunci asupra noastră acționează lumina care se întoarce la sursă și crește în mine această tendință. Mă apropie pe mine și pe prietenii mei mult mai aproape de scop. Noi avem nevoie de mediu și noi alegem acest mediu și îl adăugăm la viața noastră și acționăm singuri pentru a-l îmbunătăți în permanență. Încă câteva cuvinte înainte de întrebări. Într-adevăr, este un moment foarte important. Noi lucrăm cu mediul de oameni care au punctul din inimă și cei care vor. Atunci când eu am început să mă ocup de știința Kabbalah, eu am mers și le-am spus la toți, vai, ce lucru minunat este acest lucru! Dar eu acum simt că nu am nevoie să conving pe nimeni. Dar atunci când simțiți că cineva vă desconsideră, să-i spun, lăsați o carte. Nu trebuie să convingeți pe nimeni. Toată munca pe care trebuie să o faceți este împreună cu prietenii voștri, în mediul în care sunteți. Găsiți pentru voi ceea ce se numește timp liber. Timpul este liber pentru ca să pătrundă știința Kabbalah în viața voastră. Este timpul care nu l-ați promis nici copiilor, nici nevestei, nici prietenilor. Folosiți acest timp din timpul vostru liber. În loc să vă jucați la un joc pe calculator, mai bine citiți ceva din știința Kabbalah.
Orice în afară de aceasta, tot ce considerați voi că este timpul vostru liber, eu pot alege să permit să înlocuiesc ceva din viața mea cu știința Kabbalah. Și aceasta este alegerea. Nu există nimic legat de misticism, de magie, de astrologie. Nu. Aceasta este acum și aici. Kabbalah nu este atât de departe de voi. Acum, în zilele noastre, cu tehnologia pe care o avem la dispoziție, veți vedea, e uimitor cum gândul creației organizează totul. Punctele din inimă sunt treaze peste tot în întreaga lume și oriunde în lume sunt astfel dorințe de spiritualitate trezite și atrase către înțelegerea de Kabbalah autentică. Se întâmplă peste tot în lume. Și în același fel, scopul creației, gândul creației, acest întreg proces care este exprimat în studenți și în profesorii noștri, ne permite să alegem un mediu bun. Nu este un astfel de lucru pe care Creatorul ar fi trezit un punct din inimă și l-a lăsat la o parte. Nu am ce face, trăiesc undeva singur într-un iceberg în Irlanda. Azi este toată lumea conectată, există site-ul Kabbalah Info și în toate limbile puteți găsi materiale, lecții, texte, audio, video. Avem grupul de Facebook despre care am vorbit de multe ori. Aceasta este fondația, grupul de Facebook. Poate să devină ceva viu pe care puteți să-l simțiți între voi. Poate chiar să fie mai mult decât o recomandare acum. Încercați să intrați, să vedeți cum reacționați, cum simțiți, dacă simțiți ceva înăuntru sau nu. Încercați această muncă de cercetare, ce înseamnă mediu spiritual pentru mine, ce înseamnă mediu corporal, cum se echilibrează aceste două lucruri împreună, ce e lucru principal și ce e secundar, ce e necesar în viața mea și ce sunt lucrurile. Pot să aleg, am ceva timp liber, pot face asta sau asta. Haideți să, pentru a înțelege importanța liberului arbitru. Care e diferența între mine și punctul din inimă? Și eu, Moșe, după ce am realizat punctul din inimă. Aici eram înainte să scriem și aici sunt după, ca să înțelegi cât de important este. Aici este o dorință de a primi. Trebuie să urmezi această dorință, orice ar fi. Aici se trezește o dorință, dar nu vreau să ascult de ea. Eu relaționez cu ea din punctul din inimă și deasupra acestei dorințe pot să creez punctul din inimă. Fac un calcul raportat la dăruire despre ceea ce am vorbit. În continuare, dacă eu, cu alte cuvinte, în mine se trezește dorința și eu fac ceea ce cere de la mine dorința, adică eu și dorința sunt pe același nivel. Acesta este Moșe animalul. Să desenăm aici și o barbă. Dar dacă eu îndrept toate dorințele și gândurile mele pentru a crește punctul din inimă care este mai sus decât dorință, cabaliștii numesc această calitate calitatea om sau Adam. Iar aceasta este calitatea animal, care este doar în dorință. În situația aceasta nu există nici bine, nici rău. Iar aici apare punctul în care se începe alegerea. Lucrurile bune care mă apropie și lucrurile rele care mă îndepărtează. Aici este sub influența totală a grupului, iar aici noi deja influențăm dorința noastră și începem să lucrăm deja cu ea.
cu această dorință. Este un lucru foarte emoționant și noi vrem ca voi să încercați acest lucru. Înscriți-vă pe grupul de pe Facebook. Multă confuzie în această explicație. Ce înseamnă un mediu bun? Cum alegem un mediu bun? Și care este frecvența în care putem să alegem un mediu bun? Ce reprezintă o alegere bună? Nu e foarte clar. Eu voi răspunde pentru moment. Acum, în primul rând, excelent. Faptul că este confuzie, e nemaipomenit. Excelent. Puteți să vă relaxați. Confuzia e bună. Confuzia este o condiție foarte bună pentru dezvoltarea spirituală. Cabaliștii ne direcționează și de asemenea un studiu ca să fim mai confuzi decât să ieșim cu cunoaștere și înțelegere de la lecție. Să fii confuz este bine pentru că asta înseamnă că noi am absorbit informația, ceva ce e formatat în noi, interior, în sistem, nu știu încă ce să fac cu ea, dar acum caut această cunoaștere. Cum o implementez? Cum o dobândesc? Cum trec de la cunoaștere la înțelegere? Așadar, chestiunea alegerii e foarte confuză, nu numai în prima lecție despre care am învățat, ci de-a lungul întregii căi, pentru că e o chestiune alegerii. Noi voi fi confuz despre cum să aleg. E asta spiritualitatea după 10 ani? Sau corporalitatea? Încă veți vedea. Așadar, principalul lucru în cercetare este să fii constat în acel loc. Unde aleg și cum aleg, cu ajutorul a ce aleg. Există încă un factor, factorul timp, iar timpul nostru a expirat și noi vă promitem că vom răspunde la toate întrebările care au rămas în Facebook. Haideți să vorbim despre cum. Avem două sarcini. Prima, haideți să încercăm să intrăm pe Facebook și să verificăm ce se întâmplă cu dorințele mele. Ce devine important pentru mine atunci când intru în Facebook și când mă aflu în alte medii. Haideți să înțelegem acest lucru pe pielea noastră și poate să împărtășim aceste senzații cu altcineva de pe Facebook. Va fi foarte interesant. Pe de altă parte, haideți să încercăm să începem să acționăm prietenii, studenții, nu contează dacă e pagina noastră de pe Facebook sau limba cu care vorbim, să încercăm să le explicăm cât de important este știința Kabbalah. Noi vom primi impresii de la articolele pe care le împărtășim și vom vedea cum aceste lucruri vor acționa asupra prietenilor. Haideți să vedem cum acest lucru va acționa asupra mea și să scriem despre aceasta peste Facebook. Haideți să vedem pe parcursul acestei săptămâni care urmează cum se poate realiza alegerea primei pași în mediul în care noi ne ocupăm. Va fi foarte interesant. Fie ca această săptămână să fie săptămâna alegerii pentru pe calea luminii. Și vă dorim toate cele bune. Vom ține legătura de-a lungul săptămânii și vă vom răspunde întrebărilor. Iar și ne vom întâlni săptămâna următoare. Toate cele bune tuturor. Vă iubim.